Lăudăm pe Iisus, dragii noștri, și bine v-am regăsit la o nouă emisiune Zestrea Maramureșului. Intrăm în casele dumneavoastră de această dată cu o șezătoare. O șezătoare care adună mai multe rădăcini la un loc. Sărbătoarea rădăcinilor sărbune, un eveniment pe care l-am organizat de 7 ani de zile, a făcut ca astăzi să adune mai multe suflete la un loc, mai multe rădăcini. Port strămoșesc, rânduială strămoșească și, de ce nu, și horile noastre, jocurile noastre care ne diferențiază între noi. Dacă o să rămâneți alături de noi, o să vedeți faptul că avem găzdoi venite din țară, tocmai ca să ne arate că portul tradițional nu e pe cale de a dispariți, atâta timp cât mai sunt doamne care vor să găzdăluiască, atâta timp cât mai sunt tineri care vor să învețe și, de ce nu, tare mult ne bucurăm când vedem că meșteșugul se dă mai departe de la unul la altul sau de la una la alta, pentru că, după cum vedeți, în șezătoare avem tare multe femei, tare multe găzdoi. Găzdoile noastre sunt acele femei care reușesc să ducă mai departe ceea ce au învățat și plinesc în casă în toate cele, pentru că a fi găzdoaie trebuie să știi să te descurci în toate. Așa că să lăsăm ca această sărbătoare, această întâlnire, această șezătoare să se desfășoare după cum era rânduiala în fiecare comunitate, după obiceiurile lor. Acum apuc de jucat, purca eu miu am lăsat și piciorii nu mai vin. Mare cine m-a mârtit? Stau fetele lângă foc, ca butucii lângă țoară. I-am uzat și pe notar. Am jucat și-am chiuit, la la la.
Laudăm pe Iisus! Laudăm pe Iisus! O poveste frumoasă s-a închegat în urmă cu câți ani, Anca? Sunt 5, ori trecut așa de repede 2 jumate, nu-i socotim, cred că sunt 5 deja, da. Așa este. O întâlnire de suflet în Călinești, la bisericuța din, de acolo din Căieni. Ai venit și așa ne-am întâlnit. Și uite, așa am aflat și eu că există o pasiune pentru cusut, o pasiune pentru meșteșug. Și așa a făcut ca prima șezătoare să fie aici în Maramureș, în urmă, cum ai spus și tu, cu câțiva ani în urmă. Cu cine ai venit astăzi? Știu că Ia Călătoare este o asociație care face eforturi ca să adune mai multe găzdoi la un loc, mai multe doamne pasionate, să zic, de cusut sau de meșteșug. Tu ce poți să ne spui? Eu ce pot să spun? Știi, am mai povestit noi, cred că suntem generația verigă, e responsabilitatea noastră să spunem povestea acestor doamne minunate. Noi suntem asociația Ia Călătoare, dar facem parte din grupul Șezători în Țara Făgărașului și ca și tine cu găzdoile și noi suntem recunoscătoare că le avem pe aceste doamne lângă noi. Împreună ne întâlnim în fiecare joi, coasem, învățăm, încercăm să ducem mai departe către copii ce înseamnă tradiții, ce înseamnă cusutul, regula cusutului unei ei și așa cum acum se întâmplă aici, din când în când ne întâlnim în șezător de sărbătoare. Și ții minte ce ți-am spus atunci, eu eram îmbrăcată, să zic așa, în civil și tu erai în frumosul costum maramureșan și am zis ok, promit că data viitoare vin și eu cu costumul de pe Țara Făgărașului și cu doamnele mele dragi. Cum zic, doamnele, Dumnezeu ne-a ajutat și ne-am adunat din nou, suntem recunoscătoare pentru ziua asta frumoasă și pentru toți oamenii frumoși cu care ne însoțim de fiecare dată. Mulțumim de invitație! Și eu mulțumesc! Aș vrea să ne spui care este portul specific, dacă putem vorbi de un port specific zonei de unde veniți. E complicat că noi suntem șezători în Țara Făgărașului. Fiecare doamnă vine dintr-un sat din Țara Făgărașului. E mare Țara Făgărașului, nu atât ca întindere, cât ca diversitate de costum popular. Da? Același lucru și la noi. Da. Eu, de exemplu, port acum am un costum de pe Valea Hârtibaciului, că de acolo este tatăl meu și una din bunicile mele și costumul meu este de pe Valea Hârtibaciului. Maia este cu un costum din Copăcel, da? Deja se vede diferența de culoare, de colorit și fiecare dintre doamnele noastre sunt din ce în ce mai colorate și mai frumoase, după cum e și felul femeii din zona respectivă. Noi zicem pe Ardeal, pe Valea Hârtibaciului, oamenii sunt un pic mai sobri, un pic mai alb negru, un pic mai, dar uite-te cât colorit și ce frumos și câte povești frumoase sunt pe partea cealaltă de olt în Țara Făgărașului. Dacă le întrebi pe fiecare în parte, îți spune o poveste frumoasă. Nu știu dacă o să reușesc cu fiecare în parte, dar cel puțin cu 2-3 găzdoi aș vrea să grăiesc. Laudăm pe Iisus și bine ați venit la noi. Bine v-am găsit. Cum vă numiți? Maria Funariu, sunt din Ucea. Ucea. Și câți ani aveți? 75. Mulți înainte. Nu întâmplător vă întreb, pentru că mă bucur că ați venit la noi și ați prins curaj. Și eu mă bucur. Și eu mă bucur. Să veniți până aici în Maramureș. Ce puteți să-mi spuneți despre costumul pe care îl purtați dumneavoastră? Da, este un costum cu șurți întors, șurți pe cur, îi zice. Da. Se poartă la noi în ziua de bobotează, mai ales în ziua de bobotează. Ce este caracteristic acestui șurț, care este vechi de peste 100 de ani, sunt râurile cu albastru, pe lângă care încadrează florile cu roșu și frunze cu verzi și se poartă asortat cu ie cu albastru. Ia este de vreo 50 de ani, este făcută de mine, după modele mai vechi. Pieptărița este la fel făcută de mine, dar este mai actualizată. Poalele sunt drepte, pentru că sub șurți nu se poartă, dar sunt puțin ajurate. Doamnele, femeile sunt întotdeauna mândre. Da, le place să se aranjeze. În zi de vară, deci ar trebui să port la costumul ăsta
să poartă cârpă. Dar acum, fiind foarte cald, am luat pălăria, care este specifică zonei Făgărașului, în zi de vară. Da. Pălăria cu o fundă. Ziceți cârpă la pânzăturile astea care le purtăm da, pe da, cap? Da, cu mâine punem la crătincioare cârpă cu frâmbi. Neagră și cu frâmbi. Da. Și cu ce ați venit de lucru înșezătoare? Da, cu punctul românesc. Pe cruce, corne de cruce, punctul românesc, am făcut un mic ajur, simplu, jos. Este, îi mai spunem, tișlaifer luat de la saș, dar se pune pe o tavă, de exemplu. O tavă când servești, mai urmează să facem aici, să fac aici niște flori, tot cu roșu, roșu și negru, cele două culori semnificative pentru lucru de mână, de acest fel. De unde pasiunea pentru cusut? De la ce ne-ați învățat? Cine v-a dat, să zic, cheia spre a porni pe acest drum? Sora mea, care era mai mare decât mine cu vreo 15 ani, țărancă din Lisa, că eu sunt deloc din Lisa, și soacra mea din Ucea de Sus. Am învățat de la ea să țes, am învățat să pornesc războiul, am învățat să năvădesc. Deci acele țoale făcute în ițișoare, în patru ițe, am învățat să năvădesc și mai nou am început să lucrăm și cu drotul, îi spunem, cu mare doamna Trăistuța respectivă. Credeți că România mai are o șansă să revenim la ceea ce a fost cândva, o diversitate de porc? În vârstă încercăm să transmitem această tradiție și referitor la Ucea de Sus, să știți că încă se păstrează obiceiul șezătorii. Se fac șezători iarna, când scetele de ficiori. Fiecare stradă, uliță, se strâng femeile într-o șezătoare și acolo compun cântarea judelui. Judele, capitanul cetei, judele și viții judele, viceprimarul. Cu această cântare, făcută pentru fiecare băiat în parte, se merge apoi la colindat, la gazda unde este ceata. Acolo băieții cinstesc femeile cu produsele respective, cu pecie și colac. Ce pecia? Pecia este bucata de o bucată din pulpă de porc, din mușchi afumată. Aceasta este pecia și colacul este o pâine specială care se face numai de Crăciun. Mă bucur tare mult că ați venit și vă mulțumim frumos și o să ajung așa pe rând la toate gâzdoile, dar aveți un mod de a vă exprima înșezători? Strigați, da, cântați? Se strigă, da? Se spun noutățile, cine da? Se mai căsătorește, cine a mai divorțat, cine ce greșește. Ziarul online de astăzi? Da. Și se cântă. Un cântec pe care am încercat să le învăț pe doamnele, pe care eu nu l-am mai auzit în altă parte, se face clacă în zona noastră. Deci se merge la o gazdă și se lucrează fără plată. Iar la sfârșit se cântă cântecul găzdiței. Este un cântec deosebit. Credeți că ne puteți face o demonstrație, așa ca să vedem și noi cum se desfășoară? O să mă iertați pentru că și emoțiile și vârsta... Nu ne uităm da. La de asta. Noi ne uităm să vedem cum... Cum era, da, cum era. Găzdiță, găzdiță, ia ieși în portiță, să tortul ce ți-am torsu, fie-ți de folosul, să-ți faci poale crețe, să umbli în ospețe și mânești bătute, să umbli prin nunte. Mai continuă, dar vocea mă cam lasă. Frumos, frumos. Haideți să cântați. Haideți cântați, că după aia mai întreb. Vipa de șezătoare, la 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 la, nu sta la ușe-n picioare, la 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 la.
ori, la 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 la, cu fete și cu feciori, la 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 la. Aici casa-i de nuiele, la 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 la, și fetele-s tinerele, la 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 la. Dincolo-i casa de bârne, la 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 la, și fetele-s mai bătrâne, la 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 la. Doar ce furcă și tu fus, la 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 la, covin badea și s-o dus, la 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 la. Dar eu știu că mâine seară, la 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 la, vine să mă vadă iară, la 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 la. Dar eu știu că mâine seară, la 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 la, vine să mă vadă iară, la 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 la. Frunze verde ai țăraș, hop, hop, hop! Noi venim din Făgăraș, hop, hop! Și-am venit cu voie bună să petrecem împreună. Etoaie verde de cicoare, hop, hop! Ei, am venit înșezătoare, hop, hop! Ei, și iar verde mărmustos din Veneția de jos. Ui, 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 ui. De pe malul Oltului, țara Făgărașului. Ui, 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 ui. După strigătură mi-am dat seama că ați venit din Veneția, așa e sau nu? Bine ați venit, bine ați venit la noi. Ia spuneți-ne, cum ați călătorit? Bine am călătorit, am venit cu gândul că venim într-o șezătoare, să nu spunem cum. Am venit într-o șezătoare frumoasă la dumneavoastră, vă mulțumim că ne-ați invitat, că suntem alături de atâtea persoane aici. Și noi am venit în portul nostru popular. Ce puteți să-mi spuneți un pic de el? Deci portul meu, îmbrăcătura, hainele mele de astăzi sunt un port de iarnă. Ie, cu mânești galbene, cu pumnișori și da, cu... Da, ei ziceți... Ei spunem. Da. Ie, toate iile la noi sunt țesute cu galben, cu nuanțe de galben de toate felurile. Ii de iarnă pentru că pumnișorii și bentița se asemuie cu puișorii care sunt cu sus pe cojocel. Șurți de păr, rochie, iarna purtăm cizme sau ghetuțe, cârpă de păr legată și un specific al zonei și cred că la toată Transilvania este că noi legăm cârpa pe deasupra. Așa. Deci nu se legă pe dedesubt. Iar fetele din jurul meu, doamna asta, Mariana, este îmbrăcată cu un costum de vară, e cu galben, și cu laibăr și cu șurți, cu așa, fetele la fel, sunt tot cu șurți de păr, șurți de păr ie, cu ie. Laibăr, așa-i spune, de vară. La noi, Veneția de jos are o diversificare a costumului popular divers, cred că nu există în toată zona Făgărașului și poate și chiar în altă parte. La noi costumul de iarnă este deosebit. Așa cum vi l-am prezentat, costumul de vară este cu galben și așa, avem costum de miriasă, care miresele se îmbracă cu costumul odată atunci când e miriasă și după aceea următoarele Paști care vine se îmbracă cu costumul acela. După ce schimbă voalul de miriasă, următoarea zi, lunea, se îmbracă cu pomeselnic și cu căiță, căiță cu pomeselnic pe cap. Deci o căiță cu rețe, cu pomeselnic alb legat pe sub barbă sau... E o găteală a capului pentru cei care nu înțeleg. Exact, o găteală a capului. Și de bobotează, e un laibăr care se numește ispas, un cojocel așa făcut din catifea neagră cu floricele, cu pielicică de capră. Așa, și șurți, rochie, cu șurți, două șurțuri și de mătase de dedesubt, de păr deasupra,
cizme, ghete și așa. Băieții sunt îmbrăcați tot cu cămăși, după cum vedeți, cu galben și cu nuanță de galben, de portocaliu și așa. Și vara cu pălăriuță și iarna cu căciulă de miel. Da? Nu e ușor la Găzdoaie? Păi nu e ușor, să știți că la noi am păstrat iile care le avem, sunt din lăzile de zestre ale mamelor, bunicilor și așa. Acum, sinceră să fiu, la ora actuală nu mai țese nimeni. Da, să sperăm că poate generația noastră s-o ducem să facem cumva, să mai punem un război, să învățăm pe cineva sau cel puțin să destăinuim tainele astea. Că noi, eu le știu, de exemplu, că la 69 de ani am prins război, țesut al mamei mele și știu cam cum se face, dar neajutate nu prea. Nu prea, nu se poate. Dar eu am o curiozitate, dumneavoastră faceți pânza în teară? Ia uitați-vă. Sau e direct, direct făcută așa în teară? Așa e făcută. Deci asta e făcută cu model, cum se zice. Da. Deci în război e făcută cu model. Deci totul este în război. Și ca să scoatem în evidență... Deci dumneavoastră mai mult umpleți. Umplem, atât. Atât. Uh-huh. Numai umplutura se face, restul este țesut în război. Nuanțele de galben. Asta e o mânecă. O mânecă de... O parte de mânecă. O parte de mânecă este mânecă din umăr. Uh-huh. Că avem și ei cu mâneca din gât. Alea sunt special de vară, mânecile cu iile cu mânecile din gât. Am înțeles. Cât e de ușor să coși? Eu, cine-ți învățat coase și noi ne-am obișnuit de mult. Mai aud spunându-se, păi nu cos, că-mi stric vederea. E, așa spune cine n-are de stăritate. Da? Oricum vederea ne-o pierde. Exact, ori așa. Ori ne uităm la televizor, ori ne uităm în calculatoare, tot ne pierdem. Dar cred că ar fi mai bine să ne pierdem așa, rămânând după noi ceva. O dovadă. Să știți că eu mă bucur tare mult că orându-i Dumnezeu și-o împlătit în așa fel încât să fiți aici. Și câteodată e buget, numai un om să-ți iei de zină și așa. E destul să strânge treaba. Și să știți că dacă ați făcut un efort ca să ajungeți aici unde se agață harta în cui, să nu vă pară rău, zice că pentru fiecare sacrificiu Dumnezeu ne iartă din păcate. Păi tare mult cred că voi iertat ieri. Acum, dacă ieri ne-o ierta, ne-o ierta și cu ziua de astăzi, că e o zi mai liniștită, fără căldură, așa un piculeț ne arată compensare, Doamne. Dumnezeu când vede că avem o strădanie curată și că ne dorim lucruri frumoase și adevărate, fără un interes așa la mijloc, ne mai păcăluie și lucrurile după cum avem nevoie.